consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 40 alinea 3 din legea 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 55 din 22 aprilie 2016 emisă de domnul primar. Din consultarea condicii de prezență, reiese că sunt prezenți 10 consilieri, absentând din motive medicale domnul consilier Stanciu Gheorghe. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Ca de obicei, mă bucur de prezența dumneavoastră la deliberările de astăzi. Sigur, emoții avem, ca de fiecare dată. Mă gândesc la faptul că suntem în penultima ședință de Consiliu Local, în actualul mandat. Cineva a anticipat că suntem la ultima ședință, o să mai avem, conform uzanțelor legale, o ședință programată în luna mai. Conform prevederilor legislate în vigoare, a regulamentului Consiliului Local, o să reamintesc și supun atenției dumneavoastră pentru a putea fi acceptată sau amendată ordinea de zi propusă pentru ședința de astăzi. Avem la primul punct un proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al UAT Bogdănești, inițiator subsemnatul. La punctul al doilea propun un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 1-2016, inițiator subsemnatul. La punctul al treilea, un proiect interesant, proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul UAT Bogdănești, în județul Bacău, pentru perioada 2016-2020, inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Punctul al patrulea, propune prezentarea raportului de activitate a Bibliotecii Comunale Bogdănești pentru anul 2015. Prezintă doamna Pușcașă Sorina. Punctul al cincilea, solicitări adresate Consiliului Local, ca de obicei. Și cred că este bine să luăm în considerare și doleanța doamnei consilieră Adriana Berian. Diverse. Supun la vot toate cele trei propuneri, toate cele șase propuneri pentru ordinea de zi, deci inclusiv punctul diverse. Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă la acest moment nu mai sunt intervenții, clarificând, după cât știu, președintele de ședință e doamna consilieră Mioara Grigore. Așa este, da? Confirmat. Mulțumesc. Păi n-am decât să vă doresc succes și să-i zbândească gândul ce bun. Ca de obicei. Mulțumesc pentru încrederea acordată. Și doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, îi dăm cuvântul domnului secretar să dea citire procesului verbal din ședința anterioară. Dacă doriți să-l prezint, nu e niciun fel de problemă. Noi ați făcut sau văd în... cum doriți. Dacă nu, supun spre aprobare. Dar, eventual, dacă sunt modificări sau completări pe marginea procesului verbal încheiat în ședința anterioară. Dacă nu supun spre aprobare, procesul verbal în ședința anterioară a fost aprobat. Poftiți. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi.
proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al UAT Bogdănești, județul Bacău, inițiator domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. Ne-am mai întâlnit cu asemenea problematică la ședințele noastre. Este firesc să întâmple așa, pentru că una din atributele importante ale Consiliului Local și ale administrației locale în general este gestiunea bunurilor, care trebuie să ne preocupe de tot. Eu am mai făcut publică o aserțiune pe această idee, și anume faptul că gestiunea publică în toată țara este o problemă pentru noi români. De aici decurg anumite stări de fapt, nu întotdeauna pozitive. Am pornit la acest proiect de hotărâre și din rațiuni practice. Am primit spre analiză și decizie un referat de la compartimentul de urbanism. El este important, fără îndoială. Are legătură și cu proiectele de investiții care se derulează de către administrația locală în acest exercițiu bugetar și nu numai. Deci am pornit mai întâi de la ideea că este un act de gestiune a bunurilor publice de pe teritoriul Comunei Bogdănești. Înțelegând acest lucru, atât bunurile publice, cât și bunurile private care aparțin Comunei Bogdănești. În afară de faptul că avem obligația legală, dar și morală de a veghea asupra bunurilor care aparțin Comunei, am considerat că această inventariere, cum se folosește sintagma în mod uzual, care știm ce înseamnă în esență, înseamnă identificarea bunurilor publice, cuantificarea lor, dar în mod practic asta înseamnă și crearea unor premize pentru valorizarea lor. Ca să nu rămână într-o zonă abstractului, dacă vreți, și sub formă literară. Când am gândit la această valorizare a bunurilor, putem da un exemplu legat de rațiunea practică a acestui proiect de hotărâre. Avem un program de investiții care se numește modernizarea drumurilor locale. Ca să poți ajunge la desfășurarea acestui program în temei legal, trebuie să figureze în inventarul bunurilor din domeniul public cu toate aspectele care decurg de aici. Să fie cuantificat, să fie măsurat. Și de aici pornesc celelalte demersuri ca să ajung la actul de autorizare și de intervenție propriu-zisă, dacă ai bani. Am constatat că au existat precedente, așa cum anunțam. Noi avem un inventar al bunurilor din domeniul public, în primul rând, al drumurilor. El a fost făcut undeva prin anul 2000, de obicei, inventarierea se face după o procedură, dar și într-un termen legal. Inventariere în sensul actual al lucrurilor. Spuneam că a fost începută prin anul 2000, a ajuns la publicarea acestui inventar transmis la guvern.
care a fost aprobat pentru hotărârile guvern la drumul lui Dăbuș. Am constatat cu această ocazie că lucrurile nu sunt chiar în ordine. Spuneam că acest act este primul de asemenea, trebuie făcut de pornind la un cadru legal. A apărut colegiul prin 97, înainte de 2000. Inventarierea bunurilor a fost făcută de un cadru tehnic, de mers dar nu prea este în acord cu legislația, va trebui să revenim. Am fost luat după harta catastrală din 83, acolo sunt trecute toate drumuri comunale. Ori în raport cu legea, nu tot ceea ce este trecut acolo este foarte important, ceea ce spun, apropo la lege, la viitorii consilieri, viitorii primari și așa mai departe, este pentru că se impune corectarea acestui inventar. În acord cu ceea ce prevede legea drumurilor, care precizează care sunt drumuri comunale, care sunt drumuri vicinale de interes local, străzi, căi și așa mai departe. De data aceasta, eu zic că această completare a inventarului de drumuri, de exemplu, a fost făcut în acord cu legislația în vigoare. Eu v-am spus ca să știți, puteam să nu vă spun, dar cred că e mai important de adevărul. Să știm ce avem de făcut în continuare. Proiectul de hotărâre cuprinde trei articole pe care o să le detaliez pentru a putea fi luate în considerare. Le cunoaște în principiu deja și a putea fi aprobat. Speră asta. Mai ales că sunt necesare. La primul articol propun aprobarea completării inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Bogdan de Tăpacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 18 din 14.10.91, după cum urmează. Drumul de exploatare 590. Este drumul Tălpuului. Asta este drumul de exploatare 590, care îl cunoaște. Se va numi strada Tălpuului blocului. Așa figurează și în hotărârea prin care noi am aprobat nomenclatorul stradal, dacă vă mai amintiți. Cu lungimea de 1175 de metri, lățimea medie de 7 metri, de la intersecția cu strada peste Vale și Zagantea până la cimitirul adventist. Eu am cerut o corecție aici. Nu s-a rezultat. O putem modifica acum. Știi că am avut o discuție dimineața. Da. În hotărâre am preluat-o. Da. Până la rotarul Necuia. De la compartimentul de specialitate, domnul stângă aici, mi-a venit propunerea și acum eu supun deliberare, n-am nicio problemă, dar am zis să procedăm cum este mai bine, și din perspectiva legalității, dar și din alte rațiuni. Eu am primit propunerea la compartimentul de urbanism să prelungim tronsonul ăsta de drum cu ceea ce cunoaștem. Denumirea conform nomenclatorului stradal, că în legea drumurilor pe partea de drumurilor de interes local. Acolo se prevede că drumurile care sunt clasificate, luate în evidență, în inventar, pot fi numite străzi, pot fi numite ulițe, pot fi numite drumuri vicinale, în funcție de anumite particularități. Propunerea de acolo mi-a venit până la cimitirul adventist. Deci tot drumul Tălpuului. Eu sunt de părere că e bine să ne oprim acolo la Rotarul Nicolae. O rudă de-a lui domnul Rotaru Vasile, cred că, aici de față. Până la Orențe, cum îl știm noi. De ce? Pentru că am pornit de la acest termen de stradă. Strada trebuie să fie în intravilan, normal, și trebuie să aibă și ceva gospodării de o parte și de alta, cam asta este definiția străzii și din perspectivă a urbanismului, a legii drumurilor, dar parcă și din perspectiva dicționară, trebuie să aibă niște locuințe de o parte și de alta. Am zis să ne oprim acolo, pentru că această portiune
calitate, trebuie să aibă grijă și de potențialul economic. Știți, chiar pe o stradă, în Mirlucu, Tarale, acolo, Tălbouă, ca zona agricolă, este o zonă importantă. Deocamdată consider că este și în temeiul legii, sau în limitele legii mai precis, și din rațiuni economice este bine să ne oprim aici. Dacă dumneavoastră ați luat cunoștință de acest măsupul la cimitirul Adventist ieri, astăzi am zis că e de datoria mea să clarificăm lucrurile. N-am vrut să o las să treacă, pur și simplu. Cam asta ar fi singura observație pe care o am la referatul de specialitate. Apoi, ar mai fi pe harta cadastrală veche, cu denumirea aceasta de drum de exploatare 114, propun să se numească strada Slobozia, sau partea Slobozia, cu lungimea de 121 de metri, lățimea 7 metri, de la DN11, de la Răzvan, de acolo la chioșcul Răzvan, până la râul Oitus, la podețul metalic, care figurează în inventarul bunor din domeniul public. În continuare, tot la acest articol 1, cu propunere de completare, drumul de exploatare 138 se va numi strada Slobozia, ca parte, cu lungimea de 226 de metri, lățimea 8,27 metri, de la Podeț, de acolo noi ne-am rămas, la primul tronson, până la dascul V. Nicolae, la intrare. Asta este o ramură la terenul de sport. Găsesc cele două ramuri, mai ales că aici au fost și modernizate, asfaltate chiar în primăvară. Asta e ramura vestică. De la Podeț, știți cum există o ramură oarecum spre nord-est, până la Ardeleană, Anișoara. Deci este vorba de drumul de exploatare 142, care se va numi tot Slobozia, cu lungimea de 136 de metri, lățimea 8 metri și 22 cm, de la Podețul Metalic Slobozia până la Ardeleanu Anișoara. Acolo ne-a locuit Bordeanu Vasile. Articolul al doilea. După aprobare, hotărârea va fi adusă la îndeplinire de către Tomul Stângă Ion, referent urbanist și amenajarea teritoriului. Articolul al treilea, care este și ultimul, după aprobare, secretarul Comunei domnul Înțeului Vasile va comunica hotărârea domnului Stângălui Ion, primarului Comunei Bogdan și instituție prefectului de Bacău, și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și Consiliul Local. Deocamdată atât. Dar, eu pot să spun eu, îi mulțumesc domnului Stângă, că, într-adevăr, referatul a fost corect în urma discuției de dimineață. Și hotărârea a fost redactată. Mai nicio problemă. Deci, tot în sens. Să fim atenți și să găsim forma legală și cea mai benefică pentru comunitate. După avem merge la Comisia 1. Am avut cuvântul Comisiei de Specialitate, numărul doamnei consilier, Regiana Adriana. Da, doamnelor consilieri, domnilor consilieri, stimați invitați, Comisia numărul 1 a votat favorabil acest proiect de hotărâre. Mulțumesc. Mulțumim. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, vă invit. Dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Mâna trecem la punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 1-2016. Inițiator, domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. Încep cu expunerea de motive, deci mă explic cu alte cuvinte care este rostul acestui proiect de hotărâre, care este obligație legală, înseamnă, deci, prezentarea, aprobarea execuției bugetului Comunei Bogdan județul Bacău pe trimestrul 1-2016. În conformitate cu legea privind finanțele publice locale, cunoaștem numărul 273 din 2006, modificată și completată prin ordonanța de urgență a Guvernului 63 din 2010, articolul 49 alineatul 12, în lunile aprilie, la 3 luni, iulie, octombrie, pentru
pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare. Având în vedere aceste considerente, solicit Consiliul Local adoptarea proiectului de hotărâre în următoarea formă. La primul articol se aprobă execuția bugetului local pe trimestrul 1 al anului 2016, conform anexelor 12 și 13, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea. După aprobare, primarul comunei și doamna Răcăuțeanu Romelea, consilier, vor aduce la îndeplinire hotărâre. Articolul al treilea, care este și ultimul, secretarul Comunei Bogdănei, domnul Unceiu Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate primarului Comunei Bogdănei și instituției prefectului județului Bacău. Acum, domnule Vasile, l-ați avut ieri în comisie. Probabil aveți, în mod firesc, propriile concluzii. Eu mă simt obligat pentru corecta informare publică, pentru că suntem în ședință publică, și pentru a corecta o anumită impresie. Am de adăugat următoare. În mod firesc, evoluția execuției bugetare pe partea de venituri este cea mai bună în primul trimestru. De aici și procentul care depășește 100 la acest nivel. Pentru că oamenii își rânduiesc cheltuielile în familie și mai ales cei care au mai multă experiență de viață sau poate mai sunt obișnuit cu o anumită ordine a lucrurilor în gospodărie, încearcă să-și plătească impozite și taxe în primul trimestru, motivat și de acest bonus pe care noi l-am acordat prin hotărârea dumneavoastră. 5%, după câte îmi amintesc. Deci, pe partea de venituri, suntem într-o situație similară cu cea corespunzătoare anului trecut. La partea de cheltuieli, există aici o aparentă. La modul formal, la modul legal, se pare că nu am cheltuit foarte mulți bani. Asta e cu dus și întors. Nu am reușit să-i cheltuim. S-au ținut de ei. Nu se poate pune problema la a doua variantă, pentru că odată ce avem repartizate creditele, ele trebuie executate, că asta analizăm aici, avem listă de investiții, trebuie realizate. Am amintit la un moment dat că pe partea de investiții, principalul obiectiv pentru comunitate înseamnă modernizarea drumurilor comunale. Am accesat bani buni încă din anul trecut pentru cei 4 km și 170 de metri. Lucrările au demarat mai greu anul trecut. Anul acesta s-au desfășurat neașteptat de bine. A fost și vremea permisibilă încă din la sfârșitul lui februarie. Am executat rigolele pe tronsonul peste vale. Apoi, printr-o foarte bună organizare a firmei și care a văzut că noi avem finanțare și pentru exercițiul bugetar în curs, avem practic lucrări care se desfășoară în trei zone. Continuă peste vale, în Slobozia și la Filipești. Această aparentă de cheltuire într-un quantum redus se datorează traseului care trebuie să-l urmeze plățile în mod legal de la Ministerul Dezvoltării la trezorerie și apoi plata către beneficiari. Deci au fost aprobate prin confirmare de către dirigintele de șantier conform uzantelor legale și facturate lucrări în valoare de 7 miliarde, după câte știu.
dacă ne gândim că în această sumă a fost facturată în bonul trebuiesului întâi, în urma unei discuții pe care doamna Montană a avut putin de la Minister, se așteaptă ca bani să intre în trezoririi, poate până la Paști, poate imediat după Paști. Deci, dacă luăm în calcul și valoarea facturată, într-adevăr, stăm bine și cu partea de cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare. Pe secțiunea de funcționare nu sunt probleme. Doamna contabil, la un moment dat, vorbește de o sumă mai mare decât am menționat de mine, pentru că aici intră și plata parțială a lucrărilor de la școală, într-adevăr. Cam atât. Dacă sunt întrebări, cu cea mai mare plăcere și cu ajutorul compartimentului de specialitate. Mulțumim, domnului primar. Dăm cuvântul Comisiei de Specialitate numărul 2, numărul 1, doamnei Beriana Adriana. Da, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, Comisia numărul 1 a votat favorabil acest proiect. Mulțumim. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Unanimitate, a trecut și acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul 3. Ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul UATE Bogdănești, județ Bacău, pentru perioada 2016-2020, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. Mulțumim, dacă vreți să întrebați documentul. Voi prezenta expunerea de motive la acest proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul UAT Bogdănești de Bacău pentru perioada 2016-2020. Doamnelor și domnilor consilieri, sistemul de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții și măsuri prin care autoritatea locală, comunitatea și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor unor situații care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei sau grupurilor unei comunități. Scopul acestei strategii reprezintă ocrotirea copilului, a persoanelor cu dizabilități, persoanele vârstnice și a celor expuse riscul de excludere socială, reducerea sărăciei, promovarea muncii ca cea mai bună formă de protecție socială, îmbunătățirea măsurilor de dezvoltare, acordarea prestațiilor și serviciilor sociale, numai celor îndreptățiți, celor îndrept. Proiectul cuprinde obiectivele strategiei și indicatorii de rezultate. Acestea, deci, sunt capitolele. Principiile care stau la baza implementării strategiei. Capitolul 4, grupurile țintă. Contextul elaborării strategiei, capitolul 5. Deci este un proiect cuprinzător. Noi l-am studiat în ședința pe comisie. De asemenea, planul de acțiune privind implementarea strategiei, care de asemenea este foarte cuprinzător, și capitolul privind monitorizarea și evaluarea strategiei. Având în vedere prevederile articolului 112, alineatul 3, litera A, din legea numărul 292/2011, asistenței sociale, și articolul 45, alineatul 6, din legea numărul 215/2011, republicată cu modificările ulterioare, solicit și vă rog să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma existentă. La articolul 1,
aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale aportate de furnizorii publici și privați la nivelul Comunei Bogdănești de Țulbacău pentru perioada 2016-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. După aprobare, doamna Scutarul Lumiță Elvira, referent pe probleme de protecție și asistență socială din aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire hotărârea. Și articolul 3. După aprobare, hotărârea se va comunica de către secretarul Comunei, domnul Roncioiu Vasile, primarului Comunei Bogdănești, doamna Scutarul Lumiță Elvira, instituției prefectului județul Bacău și la toate compartimentele din cadrul administrației publice locale în Bogdănești. Mulțumesc! Faptul că dumneavoastră reprezentați Comisia de Specialitate numărul 2, probabil că aveți și un raport de avizare. Da, sigur că da, avem și raportul de avizare, care era și normal că este avizat pentru... Mulțumim, doamnei consilier Cătălina Maricica. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu, supun spre aprobare. Cine este? Da? Vă rog, primar, aveți cuvântul. Mă rog, la asemenea subiect, mai ales când se numește strategie, să-i spunem o strategie sectorială. Și un acest lucru pentru că administrație serioasă până la proba contrare. Mai ales eu am toată considerația față de dumneavoastră care a format deliberativă. Cu atât mai mult, o parte dintre dumneavoastră, dintre consilieri, și lucrați foarte mult cu oameni. Fiecare lucrează la locul lui, bun la locul lui. Eu am toată considerația că pentru următorul de stradă, dacă își face treaba ca lumea. Dar aici sunt cadre sanitare, sunt cadre didactice și avem compartimentul respectiv, compartiment de specialitate în cadrul primăriei Bogdănești. Este ocazia, într-adevăr, să încercăm să ne evaluăm situația, că la urmă asta e foarte important. Și să vedem ce putem spera de la această strategie. Eu apreciez o sârdia, cum spunea o cronicare, doamnei Scutară, care a redactat o propunere de document strategic bine făcut. Sigur, nu e un secret că ea nu este autoare de strategii propriu-zise, este meritoriu că a căutat un document cadru, care la fel este o construcție foarte frumoasă, este o construcție teoretică, orice strategie este o construcție teoretică. Eu aș întreba și v-aș întreba pe toți cât e credibil poate fi o asemenea strategie pe care astăzi o discutăm ca să o aprobăm, mai ales că are o bătaie interesantă. E un ecar de 4 ani. Lămâița, crezi foarte mult în strategia asta, sincer, ai că tu... Mă bătă mâncați, mai ales că sunt camerele. Bă, dar trebuie să ne pregătăm sincer. Tu nu participi la competiția electorală, dacă spui ce crezi, tot atâta voturi o să câștigi. Nu e foarte mai greu cu cei care participă. Știți că am învățat să avem documentații foarte multe și scufoase. Nu, dar cât de utilă crezi că poate fi o asemenea strategie pentru administrația locală și pentru comunitatea din Bogdănești? Că eu știu că tu ai răspunsuri pozitive pentru că ai foarte multă experiență. Asta vreau să zic, eu cred că te interesează, îți pasă, că dacă era altcineva care nu-i pasă de să mai aibă probleme, nu ți-aș fi pus întrebarea. Îl aveam și pe colegul tău, care e om de nădejde, om de echipă, l-am invitat în mod special pe domnul Petrișor. Și aceeași întrebare, cât de mult credeți, voi care vă epiți în fiecare moment? La 10, cât e aprobați? Ți-am zis să fie pe hârtie, în rest... Da, nici așa. Deja pornim pe în rest, deci noi cam am urmat unii din pașii care sunt aici. Cred că și mai ales da, protecția copilului. Asta este o calitate pentru că dacă vedeți
adaptat documentul cadru pe care l-a compilat părândeală să nu bănuiesc care va e producție deci proprie, că nu este. Din noi legislații, deci urmăm tot. Asta e situația, că nu avem centre a zile, aici e altă treabă, intrăm în altă. Deci, practic, a reușit toate lucrurile să adapteze documentul cadru la situația din comună. A introdus baza de date pe care o avem la compartiment în primărie în documentul cadru. Asta este bine. Dumneavoastră, ce părere aveți care lucrați cu copiii, tot felul de copii aflați în dificultate, în rău departe? Că nu întâmplător am dat-o la comisie pentru că erați mai aproape de lucru cu cei aflați în dificultate și țineți în fiecare zi la fel ca și la... Trebuie să fim optimiști. Orice proiect demarat trebuie gândit pozitiv. Lăși cu o gândire pozitivă? Dar cât de îndreptățiți suntem ca să rămânem optimiști? Ce lipsește felul acesta de a pune problema în România, că se elaborează o strategie? E o documentație destul de stufoasă, orice... Da, dar e teoretic. Că rămâi doar... Și după aia, rămâi dacă a reacționat într-un fel, încerc scuze dacă încerc să mediez în discuția asta, să moderez discuția asta. Dar poate ne prinde bine. De ce a fost? Este îndreptățită să fii sceptic cu așa mai departe? Eu personal mi-am găsit următoarele răspunsuri, dacă pot ajuta. Și legea a fost. De ce nu a fost pusă și până acum în aplicare? Ce cum să fost? Vină ITB-ul și vezi, Doamne, că nu avem strategia privind și protecția copilului. Aveam numai strategia generală și la care ne-a obligat. A zis, conform legii, să băgăm un punct, un sfinț și protecție, pe care noi nu ne-am scumpit. Și atunci a trebuit să venim cu un act adițional și să trecem... Dar prin ce credeți că păcătuiești în sistemul românesc elaborarea de strategii? Strategia avem și acasă, în familie. Îi propunem ceva în viață și eu am tot respectul că de-abia aici este foarte important capacitatea românilor și în familia fiecăruia totuși de a gândi strategic în general și asta de-abia asta ar trebui să ne dea de gândit la modul pozitiv. De ce în sistem treaba asta cu elaborarea strategiilor nu prea ne conduce la optimism. Pentru că sistemul se bazează pe gestiune publică. Exact ce discutam. O strategie ar trebui să prevadă resurse. Nu poți să elaborezi o strategie fără să faci evaluarea resurselor. Vorbeam de strategiile în gospodăria proprie. Nu avem ficat aici, că e bune strategiile, dar trebuie să știm să ne întindem că nu este plapăm, apropo de resurse. Asta păcătuiește și la strategia generală a comunei, același lucru am depistat. Și mie mi-a fost jenă, oarecum. Am prins acolo obiective, am prins acțiuni, cum sunt și aici. Și dacă vă amintiți de strategia generală și aici, nu mai amintesc foarte exact să fie prevăzute resurse. Toată lumea se repede la fonduri europene care nu sunt nici ușor de accesat și nici, la un moment dat, foarte mărenimoase. E vorba de resursele umane, că nu poți să aplici o strategie în administrație cu personal insuficient sau nemotivat, adică prost plătit. Dar noi nu avem o strategie la nivel național. Amintiți-vă că s-a încercat încă imediat după schimbarea de regim din 90,
Și, din păcate, n-a fost voință politică. De ce n-a fost voință politică? Și asta, din păcate, conduce cu gândul la situația de astăzi. Cam ce face DNA-ul în altă, că au fost, din păcate, și încă mai sunt, poate, persoane, forțe politice neinteresate pentru o strategie care să fie acceptată la nivel național, dar nu mai trebuie și respectată. La noi, în sunt cam așa, în schimbul guvernare, care s-a zineat în vară, cel care a venit de la guvernare, a venit cu strategia lui și așa. Deci, nu avem cultură în acest domeniu al elaborării de strategii serioase și, în ultimă instanță, nu prea avem remedii pentru așa ceva. Avem, în schimb, în cazul concret al Comunei Bogdănești, avem resurse umane bine pregătite, că este foarte important să formez un consilier în compartimentul de specialitate, să trebuie, poate chiar, ani de zile, care pricep legislația, dincolo de dificultăți și de practica din sistem de a pasa responsabilitățile până la ultima consecință, numai pe administrația locală și am mai spus că pentru noi este o situație bună, faptul că avem acum două persoane la compartimentul de specialitate și încercăm să ajutăm. Încercăm să ținem lucrurile sub control. Apreciez, totuși, la actualul guvern, anunțarea unui pachet, apropo de persoane aflate în dificultate, persoane vulnerabile, de combaterea sărăciei, măcar de s-ar ține de cuvânt. Asta ar ajuta și poate ar deschide un drum corect pentru o strategie sectorială. În rest, depinde foarte mult de bunăvoința noastră, care există. Deci putem rămâne, într-adevăr, în penal optimist. Mulțumesc că m-ați suportat, dar am zis să profităm de ocazie. Dacă nu propus spre aprobare acest proiect de hotărâre, cine este pentru? În unanimitate a fost votat și acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi. Prezentarea raportului de activitate a Bibliotecii Comunale Bogdănești pentru anul 2015. Prezintă doamna Pușcașu Sorina. Doamna Pușcașu, aveți cuvântul. Da. Mulțumesc. O să iau loc să raport de activitate pe anul 2015 la Biblioteca Comunală Bogdănești. Subsemnata Pușcașu Sorina, bibliotecar la Biblioteca Comunală Bogdănești, instituție subordonată Consiliului Local Bogdănești, aduc la cunoștință următoarele. La Biblioteca Comunală Bogdănești, până în anul 2014, au fost înscriși 164 de utilizatori. În 2015, numărul lor a crescut cu 26 noi înscriși, ajungându-se la sfârșitul anului la numărul de 190 de utilizatori. Pe parcursul anului s-au împrumutat și consultat 509 cărți din diverse domenii, au fost documente imprimate sau copiate pe hârtie în număr de 1209 pagini, folosite atât de elevii școlii gimnaziale Bogdănești, precum și de elevii din comună, care sunt la liceul municipiu Onești. Au fost înregistrate 1125 vizite la bibliotecă, internet și club. Au fost organizate 12 expoziții lunare de carte, cu câte 3-4 aniversați în fiecare lună, cu referate ale autorilor respectivi, deci în total vreo 50 de referate. Fondul de carte al bibliotecii a crescut cu 94 de cărți. 4 cărți reprezintă donații, iar 90 de bucăți au fost achiziționate de la diferite edituri din diverse domenii, ținând cont de cerința cititorilor, astfel încât fondul de carte al bibliotecii în 2015 a fost de 5257 de volume. În anul de referință, între Biblioteca Comunală Bogdănești și Școala Gimnazială Bogdănești, a fost încheiat un proiect educațional intitulat Cartea Comoară pentru Suflet. Scopul acestui proiect a fost și este de a stimula interesul pentru lectură individuală și colectivă, apropierea elevilor de vârstă preșcolară și școlară de carte și cuvântul scris,
cunoașterea instituțiilor care se ocupă de distribuirea și păstrarea cărților, precum și de cunoașterea valorilor culturale și de patrimoniu din comună. În baza acestui proiect s-au desfășurat o serie de activități și evenimente culturale petrecute atât la Biblioteca Comunală, Școala Gimnazială și pe scena Căminului Cultural. Dintre aceste activități aș aminti la acest aniversar 165 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu. Această activitate s-a desfășurat sub forma unui medalion literar care a vizat patru secțiuni. Viața și opera marelui poet, recitarea unor poezii la alegere, interpretare de cântec pe versurile autorului și o lansare de carte a Andrei Nanu, fostă elevă a Școlii Bogdănești, autoarea cărții, numele ei era Oare. Andrei Nanu, cei care nu o cunosc, fiica doamnei Doina și a domnului Nicolae Andrușcă, actualul primar, debutează în Arta Scrisului. Prezentarea cărții s-a ținut în lipsa autoarei, doar cu elevii și invitații prezenți. Andreea Nanu, chiar puteți aminti, da? N-am amintit așa ceva. Andreea Nanu, fostă elevă a Școlii Bogdănești. Da, și cetățeană comunei, am zis. O altă activitate importantă a fost împlinirea 210 ani de la nașterea celui mai îndrăgit autor de povești și basme, Hans Christian Andersen. Când copiii au împrumutat cărți ale autorului, au solicitat referate despre el și au ascultat și vizionat povești în bibliotecă. 135 de ani de la nașterea lui Tudor Arghezi, când am organizat expoziție în bibliotecă, au împrumutat cărți elevii și au solicitat referate despre autori. De asemenea, pe scena Căminului Cultural au fost prezentate pe parcursul anului mai multe piese de teatru cu trupe de actori din țară, un spectacol de circ, precum și serbări școlare organizate la diferite evenimente culturale. La toate aceste activități am participat atât la organizarea și desfășurarea lor, precum și la curățenia și asigurarea spațiilor corespunzătoare acestora. Pe lângă activitatea de bibliotecă, răspunde Muzeul și Căminul Cultural, unde funcționează clubul pentru tenis și șah, amenajarea, întreținerea și curățenia acestora. Ca bibliotecar am participat la toate instruirile trimestriale profesionale ale bibliotecarilor, organizate la Biblioteca Municipală Onești și Biblioteca Județeană Bacău. În anul 2016, în colaborare cu cadrele didactice a Școlii Gimnaziale Bogdănești, propun continuarea acestui proiect educațional propus în 2015, cu activități și evenimente culturale importante specifice anului 2016. Mulțumim! Cam atât! Mulțumim! Felicitări pentru toată. Dacă am omis ceva sau dacă... Dacă vrea cineva să transmită câteva cuvinte doamnei. Doamna Berian, doamna consilier Berian. Da, vreau să o felicit pe doamna Pușcașu Sorina, doamna bibliotecară, pentru că aparent așa, la prima vedere, spunem că e o muncă ușoară, dar e o muncă destul de dificilă și destul de grea. Și o felicit și doresc sănătate și putere de muncă în continuare. Mulțumim, doamna consilier Berian. Dacă dorește cineva să mai zică, doamna consilier Cătălina Maricica. Da, din informarea pe care doamna bibliotecar ne-a prezentat-o, cât și din cunoștințele și informațiile mele personale, referitoare la activitatea din cadrul bibliotecii, pot să apreciez următoarele aspecte. Există într-adevăr un fond de carte valoros în cadrul bibliotecii, care înțeleg că s-a îmbogățit în ultimul an cu 94 de cărți, de asemenea din valoroase din literatura română și din literatura universală. Există de asemenea dotare cu acest biblionet care este conectat la internet și unde o parte importantă dintre adolescenții și elevii de liceu și chiar și de la școala noastră, școala gimnazială, participă, unde își pot scoate anumite documente, pot să se informeze. De asemenea, s-au desfășurat într-adevăr câteva activități în cadrul bibliotecii, atât aici în sediul bibliotecii, unde au participat și elevi de la școală, cât și la școală, doamna bibliotecară a venit și a susținut
activități cu prilejul unor evenimente istorice sau literare. Eu am mai spus și altă dată, apreciez activitatea doamnei în domeniul în care aceasta s-a pregătit, deci în activitatea cu cartea, ar fi de dorit și poate că se vor găsi și resursele necesare ca să se înființeze, poate în cadrul bibliotecii, să se desfășoare și alt gen de activități, gen, eu știu, un cerc de artă populară, fiindcă în cadrul Casei Comune există acest muzeu etnografic și ar fi de dorit să se îmbogățească sau să se mențină aspectele bune și munca ce s-a dus pentru a fi pus la punct acest muzeu. Eu știu, diferite parteneriate cu alte biblioteci, cu alte instituții și mai multă implicare din partea doamnei bibliotecare. La expoziții, cu concursuri, cu elevii, cu tinerii din sat. O felicit pentru activitatea pe care a desfășurat-o și cu recomandarea de a se implica mai mult în viața comunei și a comunității. Mulțumim, doamne consilier Cătănea Maricica. Dacă mai e cineva doritor să ia cuvântul? Domnul primar, aveți cuvântul? De data asta o să schimb macadă. Într-adevăr, am reflectat ca și dumneavoastră, în primul rând, din perspectiva profesiei pe care o am, cum trebuie schimbat macazul ăsta ca să fie mai bine. Mă raliez 100% doamnei Berian, care a spus un adevăr simplu. Poate l-am escamotat datorită unor reflexe mai puțin strunite. Trebuie să recunoaștem că scrierea cărților și lecturarea cărților se află într-o situație de paradox. Când nu există progresul tehnic actual, singurul obiect de cultură la loc de cinste, cum se spune, era cartea. Acum există internet, acum există tablete, acum există spațiu virtual care numai că ne captează, dar ne și capturează, mai ales pentru copii, este realmente un pericol. Asta m-a făcut să mă gândesc, într-adevăr, îmi schimb comportamentul spre o evaluare pozitivă a lucrurilor. Nu-i suficient să-i spui, domnule, nu mai împrumutat cărți, nu mai așa mai departe, deci nu vine lumea să citească, că poate vine, poate și noi suntem de vină, că nu mai citește lumea. Fenomenul este la nivel global, la Bogdănești. Cam cu trei propuneri sau cu trei idei aș veni, mai ales că aici sunt și cadre didactice. Trebuie pusă problema altfel. Nu din perspectiva cantității, că e clar, lucrurile sunt balansate spre spațiu virtual și accesoriile de rigoare în detrimentul cărții, din păcate. Poate ar fi de interes împreună cu ajutorul cazelor de la școală să trecem la un comportament provocator. Poți să faci o comemorare, poți să faci o aniversare, poți să faci ceva centrat pe un eveniment, dar punând problema altfel copiilor, cititorilor, voi faceți o treabă foarte bună, necesară,
la care copiii participă pentru că sunt obligați unul să scadă nota la obiectul de specialitate și așa mai departe. Și ei mai citesc, dar trebuie să le oferim posibilitatea de a reflecta mai mult, de a gândi la ceea ce citesc, de a-i determina ca să citească corect. Că și profesorii în aceeași dificultate, avem profesori de limba română, crezi că își permit pe programa școlară care o are să-i pună să citească așa cum făcea generația noastră. S-a aprobat un nou trunchi comun de la anul 2017-2018. Dacă la clasa a 5 aveam 5 ore de limba română, iar manualul are peste 600 de pagini, acum am coborât la 4 ore de limba română. Deci nici măcar... Și așa, cu cele 5 ore, nu reușeam să ajungem la final, dacă nu... E mai bine. Păi de aici nu are concurența între abordarea umanistă a educației și abordarea pozitivistă. De parte, în astfel, iar dacă mi s-a cerut să... Face respirație cu rora gură, ceea ce nu e rău pentru supraviețuirea noastră. Părerea... În caz de dificultate. Dincolo de asta, cred că depinde de abordarea geografie, vremenescă sau altceva. Săracii nu pricep nici ea, dormim și noi și așa mai departe. Dacă l-ai provocat să spunem ce anume a rămas lui în minte, ce a plăcut sau de ce a plăcut, trebuie coborât la de-ce-uri. Dacă îți propui să abordezi la un nivel intelectual pe care sigur îi depășește uneori și pe noi, îi alungi, îi depărtezi. Aici aș profita de ocazie, pentru că doamna Pușcașu gestionează tot localul, practic toate cele trei instituții care se regăsesc aici, Biblioteca Publică, Căminul și Muzeul, pentru că nu ne permite organigrama, nu ne permit venituri comune și nici nu trebuie, parcă. Pentru că, din păcate, avem și o prioritizare, zic eu, serioasă și pe care trebuie să o ducem la îndeplinire, probleme în infrastructură și așa mai departe. Știți că noi facem parte din GAL. Aici se pot accesa fonduri pentru ceea ce s-a enunțat o idee aici, reînvierea meșteșugurilor tradiționale. Și în anumite condiții, într-adevăr, putem accesa bani europeni. Doamna director știe că a participat la o ședință comună. Avem niște războaie de țesut care pot fi folosite. Dom'le, dacă găsim din școală, de la o clasă, mai mici, poate mai găsim un părinte, 5 copii, dacă am găsit, creăm o masă critică de început. Asta sunt sigur că i-ar putea ajuta și Nina, iar și ar face plăcere. Și lui Ion Creangă, parcă îi făcea plăcere la un moment dat să le implice la război de țesut. Dar asta nu trebuie... Nu e rușine să-ți notez. Dom'le, am debușeile astea în ceea ce facem. Și aici și actualii și viitorii consilieri, mai ales doamnele, mă sigur te vor ajuta. Și școala este interesată în genul ăsta de educație. Aici mai avem o oportunitate recentă. La biserică s-au reordonat niște materiale din dorința de a elibera spațiul. Unde a fost magazier, știți că se construiește grupul sanitar și arhiva. Am văzut întâmplător niște obiecte de cult, obiecte bisericești, dacă vreți să le spunem, care pot fi aduse la muzeu și chiar invit televiziunea împreună cu custodele muzeului, este important și pentru ceea ce face dumneavoastră, dar și pentru imaginea comunității. Ați urcat la muzeu, ați fost? Nu. Eu zic că merit ca să vedeți. La un moment dat a fost apreciat și de presa scrisă în departament și asta încurajează nu numai pe noi neapărat,
ca apreciere, poate încurajat de și pe alte, că se poate, pentru că am făcut ceea ce s-a realizat în echipă. A fost inspirat de maniera de la Muzeul Țăranului Român. De-aia am discutat despre maniera Horea Berde, Dumnezeu să-l ierte. E cu totul altfel, în această manieră provocatoare pentru cel care vede. Și poate după Paști, colegii de la școală, în primul rând, doamnelor, și cu doamna Pușcașu, să mergem să recuperăm. Vorbim cu părintele, că el l-a scos la fie date. Sunt obiecte... Nu mai ceva de la Filipești. Da? Păi, pur și simplu, când aveți ocazia, săptămâna viitoare, dacă de Dumnezeu ne întâlnim când credeți sau când o să începe școala, eu am fost astăzi pe acolo și sunt lucruri de valorificat în cadrul muzeului. Mă ales că noi avem organizat aceste structuri de civilizație locală, avem și o zonă a bisericii, cu atât mai bine. Și ultima problemă care am pregătit-o pentru tot la modul pozitiv, am adus volumul al treilea al lui Andreea Nanu. Bine, eu sunt subiectiv, personajul și patetic. Volumul al treilea care se numește Insula Mel. Știți că ea și-a propus ca obiectiv ambițios o tetralogie în literatura română. Acum, în mai, o să lansez volumul al patrulea. Reamintesc aici, repet să-mi scuzați, pledoria familială. Primul volum a fost, da, Ziua cea mai albă. Apoi, volumul doilea, da, numele ei era Uitare. Acesta este Insula Mel. Ea mi-a fost dată mai de mult de la lansare. Ai știut-o de aia, pe metoda târcoare. Este o dedicație. Cititorul Comunei Bogdănești, vă invit să descoperiți Vara, că este dedicat acestui al treilea anotimp, din tetralogia anotimpului mele, cu drag, Andreea Nanu. Mi-a venit greu să mă despart. Evident, în primul rând, din motivele de ereditate, cum se numește, să trecem mai departe. Dar întotdeauna am mai descoperit câte ceva. Aceeași provocare am primit-o și de la o altă carte de căpătări pe care o am pe birou. Și la fel, replonjez și descoper altceva, Jurnalul Fericirii, al Steinhardt. Ca să fie într-un ceas bun. Stați să vă fac și o poză, dacă sunteți nevoiți. S-ați bucurat și Andreea să vă... Da, în mod sigur. Poate, după ce apare volumul 4, o să ajungă și pe aici. Ea lucrează prin editori. E complicată situația. Mă interesează partea financiară. Așa dacă mai scapă câte o carte ca să fie. Și noi când mergem la lansare, îi plătesc cărțile acolo, că e afacerea editorului. Ea e mulțumită de editora cu care lucrează. Am primit o propunere la un moment dat, asta e situația, ca să achiziționăm cărți. N-am voie, pentru că atunci mă transfer în zona conflictului de interese și așa mai departe. Când o să fie posibil, sper, în luna mai, într-adevăr, să aduce ultimul volum. Cândva, aia e cam ocupată. Poate... Bine să fac o lansare și într-o bibliotecii poate, noastră, deci... Poate o să ajungă, da. Bine. Se vorbea asta așa, de puțin din fiecare volum. Nimeni nu-i profet în satul lui. Dar poate o să ajungă și în zona unei comunicare obligate la biblioteca de acolo. Nu putem să-l vedem nici cum va ca să-l manipulăm cu ei.
Sigur. Și eu vreau să felicit pe doamna Pușcașu, îi doresc multă sănătate, putere de muncă și la cât mai multe activități. Da, puteți. Ajungem la punctul 15 ordinea de zi, solicitări adresate Consiliului Local. Domnul secretar, da, aveți cuvânt. Înregistrată cu numărul 66 la dumnealor din 20 aprilie 2016 și este adresată Consiliul Local Bogdănești. Subscrisa SECE Interagro Alimentele cu sediul sat Filipeș, Comuna Bogdănești, județul Bacău, având număr de registrare la Oficiul Registrului Comerțului Bacău, J04850/1994 și codul unic de înregistrare RO5845723, reprezentată prin domnul Șerban Lucian Nicolae în calitate de director general, legitimat cu seria buletinului și toate astea, având în vedere prevederile articolului 460.2 din codul fiscal și anume, și citează, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul sau taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% și 1,3%, inclusiv asupra valorii impozabile a clădirii. Multitudinea de probleme, deci având în vedere și acest aspect, multitudinea de probleme cu care se confruntă agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza Comunei Bogdănești. Faptul că bunurile proprietate subscrisei, aflate pe raza Comunei Zorlen, județul Vaslui, sunt impozitate cu cota minimă prevăzută de codul fiscal și anume 0,2%, faptul că prin articolul 7 din hotărârea Consiliului Local Bogdănești, numărul 47 din 16 decembrie 2015, s-au stabilit ca această cotă să fie cea maximă prevăzută de codul fiscal, respectiv 1,3%, formulăm prezenta solicitare, prin care vă rugăm să reanalizați și să modificați hotărârea de Consiliul Local numărul 47 din 16 decembrie 2015, cu privire la nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2016, în sensul adoptării cotei minime de 0,2%, în caz contrar ne vedem obligați în a lua decizia de mutare a sediilor fiscale tuturor societăților din grupul Șerban pe raza altei primării. În condițiile care nu veți da curs solicitării prezentei solicitări, vom promova acțiune în anularea hotărârii Consiliului Local, hotărâre pe care o considerăm nelegală. Cu stimă și semnează domnul Șerban Lucian Nicolae, directorul firmei. Deci, atât la solicitări. Urmează ca dumneavoastră să vă spuneți punctul de vedere cu privire la această solicitare. Sau, știu eu, să puteți să vă înscrieți și să vă puneți punctul de vedere referitor la această solicitare. Deci, părerea mea care este decât să mute la altă primărie sau să mute în altă parte, adică la Onești sau în altă parte, mai bine mai scădem din impozit. Pentru că știți ce s-a întâmplat cu Cășuneanu, că a plecat de la Oituș și a plecat la Onești, sau nu știu unde a plecat. Și a pierdut Oitușul. Deci asta e părerea mea. Pentru că acum am înțeles, nici subvențiile nu s-au dat, sunt niște probleme destul de mari la agricultură și, da, și cred că aduce destul beneficiu comunei cu ceea ce are dumnealui și ceea ce dă primăriei impozitul. Deci asta e părerea mea, fiecare. Să mai avem o altă întâlnire pe această temă ca să putem discuta, să așa. Sunteți de acord să ne mai întâlnim în acest și să discutăm, da? Să vedem. Propuneți asta, da? Sunteți de acord? Să spun și eu ceva? Da, sigur. Consider că dacă modificăm taxele și impozitele pentru domnul Șerban, atunci trebuie să modificăm taxele și impozitele și pentru cetățenii Comunei Bogdănești, nu?
putem să trecem niște hotărâri ale Consiliului Local ca să zic să-l favorizăm pe domnul Șerban. Eu nu zic că nu este contribuabilul cel mai important al taxelor și impozitelor aici în Comuna Pocărești. Dar nici nu cred că putem să... E vorba de persoană juridică. Dacă există posibilitatea asta, atunci o analizăm și în altă ședință discutăm. Păi asta am zis, să mai discutăm o dată. Exact. Da. Față de nivelul la ceea ce se încasează acum, la ceea ce se încasează dacă se stabilește undeva la 0,2% cum a solicitat și nivelul la ceea ce se încasează dacă pleacă de tot. Deci cred că astea ar trebui avute în vedere. Dumneavoastră urmează să analizați acest aspect și eventual compartimentul de specialitate să fac estimările necesare în ceea ce am spus și nu neapărat. Adică dumnealui a solicitat în funcție de cum are și în alte localități. Deci a spus, domnule, la Zorleni plătește o cotă de 0,2%, deci cota minimă. Eu pot să vă informez că Consiliul Local este în deplină legalitate și dacă fixează 0,2% și dacă a fixat 1,3% cum este acum. Dar nu neapărat la limita minimă, la limita maximă. Se poate discuta chiar și cu domnul director general Șerban și o cale mai de mijloc, la urma urmei, nu? Da, deci în sensul ăsta zic eu că ar trebui invitat și dumnealui la o discuție cu membrii Consiliului Local, eventual în prima ședință a Consiliului Local și... analizat impactul și față de veniturile comunei și față de veniturile companiei care, din câte am înțeles eu, are ceva probleme acum prin neplata, știu eu, subvențiilor de la APIA, a fost sistat pe toate firmele grupului Șerban, mă rog, și sunt ceva probleme. Dar nu asta trebuie avut în vedere, asta ca în subsidiar, dar... deci cam asta propun eu. Să discutăm această situație în ședința din luna mai, dacă sunteți de acord și dumneavoastră. Da, cine este? Da. Deci, până atunci la ședința de luna așa, trebuie făcut o estimare a veniturilor, ce se încasează cu 1,3, ce se încasează cu 0,2 și ce, dacă nu se încasează nimic, e clar că e 0, nu? Deci aici trebuie. Și eventual, de părerea mea, nu știu, acum dumneavoastră hotărâți, e bine să fie invitat și domnul Șerban, când se discută problemele astea, adică să analizeze toate aspectele problemei și în ceea ce privesc finanțele bugetului local și... Da. Acum mergem la punctul 6 pe ordinea de zi, la diverse. Îi dăm cuvântul doamnei consilier Beriana Adriana. Da. Sigur. Hai, tot la diverse. Ce s-a întâmplat în comuna asta, Bucărești? Au venit cu drumurile, au făcut bine și au făcut pe o parte. Pe o parte, au făcut rău. Am acolo, și am la soacră, pe Sival, la Ardelen acolo. Prima dată acolo au făcut. Au venit domnul primar cu domnul Vici acolo. Și acolo a fost un șans care venea apa de pe deal de acolo, așa am prins, cred că a fost de 300 de ani, de cât mai și fost șansul ăla acolo. A fost gard făcut acolo. Domnul vicelui domn primar a vorbit cu noi că să lărgim acolo, că vrea drum de 7 metri. Hai. Și deci, ormul care e rotarul Viorel, el are apă acolo pentru el și acolo. I-a dat 70 de santime din teren de acolo. A venit domnul Tiniel cu drujba,
hotel cu o pașică, o strică de altfel, au rămas reaște. O zi spui că se face treaba asta, nu am mai făcut nimic. Acum am luna în august, domnul primar a plecat în Franța. A venit aia cu drumul pe partea aia la, la festival. Acolo s-a potmolit aia. Chioșcă acolo, băut, a venit cu o blama aia acolo, s-a împins, au avut o benă de s-au carat. A zis până când a ajuns la jumătatea drumului acolo. La jumătatea drumului, vecinul meu a botezat pe Vasile, a ieșit înaintea lui, la ala cu buldozerul, a vorbit cu el acolo. Un lucrător din ala s-a dus în măgradă la botezat, a dat un bidon de rachiu. Eu era la fântână, cum cu un om de ala acolo. Încă deodată și-am gustat și eu din bidonul ăla cu rachiu. Acolo ce s-a întâmplat? A venit aproape pe seară, pe la două jumate, trei câte și pe ăsta. A venit o ploaie torențială, ploaie mare, puternică. Pământul și-a luat un lompins de acolo, de vale, din șes, lompins la deal. Deci, în loc să se pe drumul, ca să pună balasele de drum acolo, o dus pământ de la vale și-o pus de la deal. De la joată. Acum, ce s-a întâmplat acolo? Porțile, domnul primar a pus un om acolo, le-a consumat o grămadă de curentă. Taie fiarul de acolo, se dea în... M-a dus și betonul cu dolovan, m-a făcut acolo, la intrare acolo și am uitat, am uitat pe la domnul Costelia, așa se vadă. Se vadă fiind așa, ce-i tot cum se face? Uitați, domnul, uitați-vă tot, eu solicit pentru dumneavoastră toți păstrinieri, să mergeți acolo să vedeți porcărie și eu cum vă dau. 70 de santimii, 70 de santimi au pus pământ, în loc să săpi în pământ acolo, au pus un atat acolo. Deci, de a venit drumul la vale, cu 2 metri, cred că, diferent. O să pământ acolo, la fântână, la fântână, acolo. Un atat la fântână, acolo e de acolo, cu crângea, cu la mapă se duce acolo. Acum apa se duce ca mijlocoare. Ia zi-l domnul prima, ce fac cu țeava? Mă dă, Vasile, să faci mata țeava, chiar să studiez la țeava acolo. Eu pui acolo, dar nu mai am capit țeava acolo, acolo. Vine mașină, vine plăcut, vine cineva, un vac, ceva, să-l pe de acolo. Deci porcărie mare ce m-a făcut acolo. Când au venit cu o piatră mare, au venit cu nisipă. Așa. Deci am depus plângere la asta, la primărie acolo, la domnul Stângă. Domnul Stângă ne-a dat timp, se lasă aici. Se rezolvă cu domnul primar și el poate să facă ceva. Trebuie așa. Au venit aia cu șanțul ca să facă șanțul. Au văzut unii acolo și când au văzut asta, au plecat de acolo. A început la de la rotarul Șteva, de la... s-a făcut șantă de vară. Nu mai făcut șantă acolo. Azi. Și au zis că trebuie rasă acolo. Când a venit cu griblura aceea acolo, eu m-am pus jos, oameni, m-am pus acolo, domnul primar l-a adus poliția de aici, pe domnul bucătar, l-a stat acolo și... Eu spun, îi dea ordine domnul primar, îi dea domnul cel de post, că s-a anunțit gardieni, ca să fie să mă arestie de acolo. Oamenii mă trag de acolo, mă scoam de acolo, cred că a fost ca să toarne niște bucnire. Când au venit cu asfaltul, a venit domn primar, a venit acela, iar m-a pus acolo. A venit domn primar și a adus pe domnul comisar de la Onest, spune domnul primar, spune domnul consilier, comisar, domnul comisar. Se domnul Rotaru are pe piciorul la poliție acolo. Dacă eu îl dau afară de la poliție, de la poliție, de acolo, la pechea, de la pensie. Eu când am auzit așa, m-am cine a zis ăsta? Domnul primar? Poftim? Domnul primar? Domnul primar! Eu nu cred așa ceva. Domnul primar, uitați! Da. Și am arătat, m-am dus în bucătărie, că am avut lumul roșa de registrare. Dar ne-am uitat, am văzut, dar
ajute, dar... Așa. Și când a dat loc domnul comisar, domnul comisar a plecat. Domnul primar acum să vină acolo și să... Am depus altă plăie acolo aici, să vină domnul stângă, să vedem ce face acolo, că a rămas între gard și asfalt, a rămas cam circa 80, aproape metru, că a rămas acolo. E o gaură mare acolo. Eu acum dacă fac un pui pământ acolo, în gaură aceea, am ținut pe de beton. Vine până aici, da. Jumătate din scândă. Acolo, primul, cum faci o gardă acolo? Cum faci eu? Nu asta care fi să ne aducă cimie, să aducă bolțea. Să fac și ridicați acolo. Eu am, când am făcut fundația acolo, eu am plătit fundația și acolo, am făcut gardul acolo. Eu nu mai pot să mă fac acolo. O venit o mașină de la Bacău la cineva, la mine, cu o fază afară, aceea, că o băgați așa cu plugul ăla acolo și o băgați în groapa aceea. Când au venit acolo, a intrat cu mașina. Cât am chinuit, problema cu mașina de acolo. Da, vă rog frumos, veniți și dați să vedeți acolo. Eu dacă eu să vin cu de la centrală și mă pui în groapă acolo și eu trag toată piatra aia. De acolo să vedeți că de sus are pământ adus toată la vreoare al viață de acolo, de 50 de metri, băgată la deal acolo, în pantă, la deal, așa e, pantă. O luat să ia de aici în pantă, să ducă de pare, o luat de jos și o luat de... Da, asta e, da? Da. Domnul Rotaru, noi consilieri aprobăm lucrările de interes public și drumul este o lucrare de interes public. Deci noi consilieri aprobăm lucrările de interes public, care sunt drumurile comunale. Le asfaltăm, le amenajăm ca să circulăm în mod civilizat. Acum ce se întâmplă? Dacă sunt situații în care, cum sunteți dumneavoastră, a fost terenul mai jos decât nivelul la care trebuie să ridicăm nu știu să. Domnul, mai jos. Lăsați-l mai să jos. Deci am o rugăminte. Lăsați-l să vorbească. Am o rugăminte. Deci lăsați-vă să termin. Și urmă ne împăcăm. Și eu am lucrat în cadangerie și eu. Și atunci am stricat din pare. Lăsați-l să vorbească, domnul. Numai puțin, să termin ce am de spus. Deci, fiind lucrări de interes public, noi suntem obligați să realizăm lucrările de interes public. Drumurile, șoselele, să le amenajăm, să le construim ca să circulăm în mod civilizat în comuna asta. Așa. Cei care au gardurile făcute în anii în care le-au făcut bunicilor, noi nu suntem datori să le reparăm gardurile sau să le construim pereții la casă, dacă le-au pus atâm cu gardul. Înțelegeți dumneavoastră? Eu am plătit autorul. Eu știu că dumneavoastră ați plătit toate cele necesare. Dar noi trebuie să facem ceea ce este pentru interesul public și al comunei. Și toți ceilalți trebuie să ne supunem la hotărârile pe care noi le facem consilierii. Ceea ce am realizat noi este... O zic că drum de 7 metri. De 7 metri, dacă așa... Păi așa este drumul comunal, domnul... Eu dacă o să ia, eu trebuie că i-am fost... Deci așa sunt drumurile discuse. Numai ulițile au 3 metri jumate. Și dau lui de cată... Lăsați-mă un pic, haideți să vorbim pe rând, ca să ne înțelegem. Dacă vorbim toți în grămadă, nu avem. Puteți lua un scaun da. Și deci asta este rugămintea mea. Se ceva sau nu se face? Nu se poate, noi cu Consiliul Local nu putem să luăm hotărâre să vă facem dumneavoastră gardul. Că nu avem voie așa ceva. Noi ne ocupăm de comună. De ceea ce trebuie să facem în comună. Dumneavoastră apelați la cine doriți, nu e nicio problemă. Este dreptul dumneavoastră. Este dreptul dumneavoastră, dumneavoastră înaintați în continuare unde credeți că este de public. Noi trebuie să facem conform proiectelor și ceea ce se întâmplă și hotărârile pe care le luăm, trebuie să facem în comună. Este drum public, este drum de necesitate pentru toată comuna, pentru toți locuitorii comunii. Noi domnul nu avem treabă cu proprietatea dumneavoastră. Domnul consilier, care sunt aici, da. Și postate să ne rog să vadă, poate să vă fost nebun. Deci proprietatea dumneavoastră, dumneavoastră răspundeți de ea și faceți ce vreți să ia. Noi nu avem dreptul să intervenim nici cu un centimetru pe proprietatea noastră. Nu avem voie. Conform Constituției României.
Noi ne supunem legilor pe care le facem, la fel și cetățenii Comunei Bogdănești. De asta suntem aici. Nu suntem numai ca să ne întâlnim, să stăm... De la Tinel Vavale, o să bat acolo, a făcut o lucrare. Așa a fost terenul. Mă, dar trebuie să înțelegi. Da, la plinit cum e acolo. Acolo trebuia să se fie de acolo. Domnul Vice, pe ce mi-a spus, uitați acolo. Nu am pare rău că noi consilierii... O spus așa că am pus fântâna în drum. Am pus fântâna în drum. Deci noi, consilierii, nu putem să intervenim asupra proprietății dumneavoastră. Poate auziți-o. O zi bună, sărătă. Dacă nu sunt niște verbol la aici, doamnătarea l-a plăcat de criterul, l-a plăcat de altă. Nu este, nu cred că este la ceea ce a primat. Nu, îl cunosc pe domnul primar de Moțan și nu cred că... Păi stai un pic, așa, vreau să discut și eu cu vădare. Dacă aș fi fost șmecher, m-aș fi bucurat cu plec. Dar eu nu vreau să fiu șmecher, vreau să fiu cinstit cu vădare. Ia loc un pic, toată lumea. Dacă vrei, eu te-am rugat. Mie îmi pare rău că e supărat așa, dar... Lucrul cred că... Eu te-am ascultat, te rog frumos, da? Cât ai vorbit, ma ta, am fost foarte atent ce spui și, cum să spun eu, eu nu mâi că suntem în săptămâna mare, se spune că... Se spune că... Alo, acum vorbesc eu, doamna președinte. Da. Eu zic, e o formă elementară de respect, cât ai vorbit, ma ta, te-am ascultat, cât a vorbit alte. Eu am zis în ideea că totul, dacă toți mergem pe la biserică, parcă contează și adevărul și buna credință. Puteam să te lua să pleci, dar totuși am zis că nu e bine și să zice că fiecare om are și un pic de conștiință. În primul rând, aici e o perspectivă, zic eu, neconformă cu legea. Consilierii n-au nicio vină că drumul s-a înălțat acolo. Domnul Stoica a încercat să-ți explice că Consiliul Local aprobă investițiile. Orice, atâta tot, rolul lor se termină. Ei nu te pot ajuta, chiar dacă ar dori. Am mai spus o propoziție în conformitate cu legea finanțelor publice. Banii publici îi folosi numai pentru lucrări publice. Nu-i poți folosi pentru o persoană privată, să-i ridici un gard, să-i amenajezi o cale de acces și așa mai departe. Astea lucruri sunt clare. Deci nu ei sunt de vină, în ghilimele, dacă vrei să spui problema, altfel trebuie căutată în altă parte. De aia zic că e bine să discutăm. Deci, ca orice lucrare de investiții s-a desfășurat în baza unui proiect. La un moment dat, și eu am dorit ca, într-adevăr, să coboare drumul. Eu nu am competențe tehnice ca primar. Competențe tehnice le are partea de proiectare, firma care face proiectarea și răspunde, face ridicări de topo, face măsurători și ca beneficiar, pentru că noi nu avem ingineri de specialitate în cadrul primăriei, legea prevede că trebuie să avem un diriginte de șantier. Deci un inginer care are specialitatea drumuri sau are un atestat special care îi dă voie, oferă posibilitatea să fie angajat ca reprezentant al beneficiarului. Mai există pe deasupra și Inspectoratul de Stat în construcții, care a venit la fața locului și nu a permis executarea lucrărilor, cel puțin într-o anumită fază. Înainte de a se turna asfaltul, a venit și a controlat dacă proiectul până atunci s-a desfășurat în mod corect. După cât îmi amintesc, inspectorul care gerează lucrarea de la Bogdănești nu a spus că sunt neconformități în executarea lucrării. Eu ți-aș spune o singură întrebare pe care a subliniat și domnul Stoica ca aspect.
Înainte de a se moderniza drumul, curtea mata și casa erau mai jos ca drumul sau nu? Deci, înainte de a se moderniza... Dar ce am făcut casa, domnul primar? Nu, dar am pus și eu o întrebare. Cu ce lumea ți-a explicat? Dar proiectantul, de ce lumea... Acum vorbesc, că nu am terminat de vorbit. Domnule, lasă-mă să vorbesc. Lasă-mă să vorbesc eu. Deci, iau ca pe întrebare retorică. Nu trebuie să răspund asta, dar pentru clarificarea situației. Toată lumea... Alo, acum vorbesc eu. Toată lumea cunoaște și eventual se poate viziona, se poate compara, că avem analizatori fiecare la nivel vizual, cerebral și așa mai departe, sunt vecini, martă. Casa și curtea lui era mult sub nivelul drumului, înainte de a începe executarea. Dacă nu se producea... Și eu am insistat, domnule, mai coborâm. Și mi s-a explicat că altfel pe linia roșie, cea care dă scurgerea perigolă, nu se putea ajunge la podețul ăla de preluare, de la intersecție. Asta știu, asta vă spun. Aș mai prezenta un document, ca dovadă că am avut bună credință. Bine, el a mai spus niște afirmații aici neconforme. Realitatea de tip bombastic, am vrut nu știu ce să fac, după cine să dau afară și așa mai departe. Într-adevăr, el a avut niște manifestări neconforme cu legislația. Nimeni nu poate ocupa un drum public. Dar am trecut peste asta. Bine, cum era și băut, asta e altceva, are anumite vârste. Am spus că băut de la tine. La un moment dat, mi s-a declarat război, într-adevăr, de către Piusu, care e cadru în poliție, am primit un SMS. L-am arătat și comisarului care a venit în anchetă și așa mai departe, în care mi s-a declarat război. În mod nejustificat. Puteam, într-adevăr, să-i fac rău. Am comunicat mai bine cu soția dânsului, am explicat că nu vreau să fac rău, nu am neferință. Acum vorbesc eu, dar te rog frumos. Nu ați nevoie în bordurile, nu ați nevoie în casa, poate am făcut gaură, că fac acasă. Lasă-mă, omule, să vorbesc până la capăt. Oamenii ăștia trebuie informați că nu sunt de paie aici, de consilierii comunii. Sunt totuși aleși de oameni și au un mandat de dus la capăt. Deci amenințarea a fost reală, eu nu am ripostat. Pur și simplu, treaba mea era să duc la îndeplinire lucrările pe tronsonul referit. Acum, eu mai întreb un lucru. Recunoaște că l-am ajutat ca să-și amenajeze accesul în curte. Eu au fost ridicate porți, deci s-a amenajat panta de acces în curte. Repet, nu cu bani publici, că nu avem voie. Dar apropo de plecarea în Franța, pe care au mai speculat-o... Domnule, lasă-mă să vorbim, mai am puțin. Două minute, mai am terminat. Apropo de plecarea în Franța, că au mai speculat-o și alții electoral, recunoaște că l-am ajutat și asociația din care fac parte a plătit 10 milioane pentru a-i ridica porțile și a-i ameliora accesul. Ați făcut acolo un interdant, acolo o contată acasă. Deci, acolo. Alo, deocamdată eu vorbesc. Deci, eu prezint în fața camerei o chitanță de la asociația Prietenia Bogdanei Jean-Liz, care plătește unui meseriar, Miron Vasile, suma de 1000 de lei pentru amenajarea accesului la Rotaru Vasile peste vale. Menționăm că lucrările respective sunt cauzate de modernizarea drumului comunal în zona locuinței domnului Rotaru Vasile. El, de fapt, ce vrea acum? După ce a văzut că am avut bunăvoință și realmente a făcut-o cu bună credință, el mai vrea să-i ridicăm și gard acum. Nu, ce mai urmează? Da, dar din momentul ăsta... Trebuie...